Începând de 3 iunie, examenele pentru obținerea permisului de conducere vor fi reluate. Anunțul a fost făcut de Agenția Servicii Publice, care face referire la o decizie a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Susținerea examenului va fi organizată în cadrul secțiilor de înmatriculare a transportului auto și calificare a conducătorilor auto, conform programului de lucru stabilit. Agenția Servicii Publice menționează că serviciile de examinare se acordă doar în baza programării prealabile prin intermediul modului programare electronică. Programarea urgentă la examenul de obținere a permisului de conducere este disponibilă prin intermediul paginii oficiale a instituției. Precizăm că programarea pentru prestarea serviciului de examinare este disponibilă de pe data de 1 iunie. De asemenea, instituția menționează că programările pentru susținerea examenilor care au avut loc până la declararea stării de urgență au statut valabil numai pentru cel din luna iunie curent. În cadrul desfășurării examenilor, angajații Agenției Servicii Publice și candidații la obținerea permisului de conducere vor fi obligați să respecte toate măsurile pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19, precum purtarea măștilor de protecție și a mănușilor, respectarea distanței sociale de 1,5 metri la proba teoretică și purtarea vizierilor de către examinator la proba practică. La fel, în oficiile de examinare și în vehicule vor fi instalate dozatoare cu dezinfectant. Amintim că din data de 18 martie curent, serviciul de examinare pentru obținerea permisului de conducere a fost sesizat.